Pisoiaș. Versuri Aurelia Obreja. Lectura și muzica DLC. Am găsit la colț de stradă, zgribulit, un pisoiaș, miorlăind fără de hrană, mai s-audă tot oraș. Vreau să-l mângâi, dă să fugă, parcă l-ar goni căței, de o coadă să-l prindă și să-l tăvăle nițel. Mă gândesc să plec acasă, o cănuță cu lăptic, pe sub bot ca să-i miroasă să-i aduc la miorlăit. S-o mai potoli zbârlitul de atât am eunat, de i-o sătura lăpticul pântecul înfometat. Este chestie de șansă să nu fugă cât lipsesc, că-i distanță până acasă, chiar de pas îl grăbesc. Ce mă fac de să dispară când am loc în buzunar ca să pun lapte și cană înspre școală să plec iar? Îmi pun degetul la tâmplă, stau și mă gândesc nițel, pisoiașul cum se apucă să-l vâr în ghiozdănel. După ceafă, pur și simplu, hop cu el lângă caiet și cedesc tot biscuitul ce luasem la pachet. Dar să vezi minune mare, că m-a ieșit fandosit, nici nu gustă din mâncare și mă zgârie un pic. N-am de ales să nu întârzi, trag fermoarul la ghiozdan și implor toți îngerașii să nu miorle motan. O aștept să intre în clasă, doamna, ca și cum n-ar fi nimic, ca o temă de acasă, conștiincios să-i o prezint. Și vorbesc așa, să-i placă, iar exemple-i tot dau când ghiozdanul prinde viață și se aude odată, miau. Mă privește uluită, multe explicații îmi cere, apropo de conduită și de bune maniere, și mai fac odată miau să o zăpăcesc cum pot, ca pedeapsă să nu miau, m-am băgat sub bancă tot. Râd copiii, strigă doamna, pisoiașul se agită, mă gândesc cum fac cu mama, să-i spun că am pisică, mai ales că învățătoarea m-o părâcă, e necaz, și am să încasez papara, dar în stradă tot nu las.